Bucurie sufletelor dragi! În această emisiune vă voi vorbi despre lucruri interesante pe care de multe ori le conștientizați, dar nu faceți nimic ca să vă eliberați de ceea ce singuri vă atrageți în viața voastră. După cum citim pe micul ecran, tema emisiunii este una interesantă, pentru că vă vorbesc despre oamenii care ajung singuri să-și încurce viața. După cum bine știm, există oameni veseli, există oameni triști, există oameni nefericiți și există oameni împliniți. Ne întrebăm de ce unii oameni care astăzi sunt nefericiți, sunt așa? Și ce înseamnă de fapt să-ți încurci propria ta viață și de unde pleacă acest lucru? Ei bine, trebuie să știți că propria noastră viață ne-o încurcăm în gândurile și de multe ori în sfaturile proaste pe care le primim de la cei pe care îi avem lângă noi. Aș vrea să vă faceți puțin o analiză a oamenilor pe care îi aveți lângă voi și să vă gândiți la ceea ce vă spun. Ce viață au acești oameni? Dacă sunt oameni la locul lor, dacă sunt oameni credincioși, dacă au un rost în viața lor de zi cu zi, sau sunt un fel de pierd de vară care își permit să-și dea cu părerea sau să dea sfaturi, deși poate în viața lor n-au realizat absolut nimic. Toată viața lor au comentat, au arătat cu degetul pe alții și au judecat și au bârfit. Și credeți-mă că atunci când vorbim despre astfel de personaje, nici eu nu duc lipsă. Pot să mărturisesc public că sunt foarte bârfit și foarte denigrat de unii care au făcut un jurământ atunci când au îmbrăcat această haină de a-L sluji pe Dumnezeu cu iubire și cu dragoste. Unde este nemulțumirea și durerea lor? Prin faptul că voi mă iubiți. Și când voi mă iubiți, mă așteptați cu drag în fiecare zi la televizor, ura lor crește, iar iubirea voastră îi acoperă. Dar că v-am dat acest exemplu ca să știți că nici pe mine nu mă ocolesc acești oameni care urăsc și care sunt răi din naștere, iar oamenii răi din naștere sunt așa născuți, se spune că acești oameni au sup de dor la mamă. Acești oameni niciodată, indiferent în ce relație vor fi, de cuplu, de familie, nu vor fi mulțumiți, iar femeia care va sta lângă el sau soțul care va sta lângă ea vor avea de suferit destul de mult, pentru că ei sunt genul de persoană care cred că întotdeauna au dreptate. De aceea să aveți grijă, dragii mei, la cine vă dați secretele, la cine sau în fața cui vă deschideți sufletul, pentru că nu numai că vă scuipă venin și vă învață să nu faceți lucrurile care ar trebui să le faceți, dar vă depărtează de har și de lumina bucuriei pe care ar trebui să o simțiți în fiecare zi, atunci când vă puneți în genunchi și când vă propuneți ca viața voastră să se schimbe. Auzim frecvent de la psihologi, de la terapeuți, sfaturi cum ar trebui să fie viața noastră ca ea să se schimbe. Niciodată viața ta nu se va schimba în bine și nu se va îmbunătăți câtă vreme tu vei fi un om plin de frustrări, vei fi un om plin de regrete și răutăți
pe care le aduci în viața ta de zi cu zi și care se înmulțesc precum se înmulțește o pânză de păianj și îți înconjoară mintea. Am vorbit mult despre oamenii cu probleme, auzim frecvent sfaturi de la medici de specialitate, însă nimeni nu vorbește concret despre problemele reale pe care le are omul. Și mă refer la cele care sunt sufletești și cele care au legătură cu mintea. Câtă vreme mintea și cu sufletul sunt certate, câtă vreme mintea vrea una și sufletul spune altceva, voi deja aveți în voi un conflict pe care nu-l știți gestiona pentru că acolo lipsește ceva, lipsește Dumnezeu. Dacă sufletul tău vrea iubire, iar mintea ta simte ură, aceste două daruri, unul este un dar al lui Dumnezeu, iubirea, iar celălalt este acelui rău care te stăpânește, nu vor putea conviețui. Deși sună cinic să spui că ura este un dar, da, pentru că nu toată lumea o are. Este un dar acelui necurat care te conduce și care te face să fii din om neom și care îți aduce odată cu această ură față de cei care te-au supărat, de cei care te-au neglijat, de cei care te-au ignorat. Te face să-ți aducă repugnă, cum se spune, sau dorința de a nu-i mai vedea, de a nu-i mai avea împrejur. Oamenii sunt precum Evanghelia, atât de frumoasă pe care ne-a prezentat-o Mântuitorul Hristos cu semănătorul care s-a dus să semene, semânța sa. Și o parte din sămânța a căzut pe stânci. Și venind vântul, neavând rădăcini, a suflat-o și nu s-a ales nimic. O parte din sămânța a căzut între spini, dar spinii crescând au înăbușit-o și n-au lăsat-o să crească și să se bucure. O parte a căzut în pământ bun și a rodit. Și sigur că pilda este puțin mai complexă, însă nu voi putea să vă povestesc prea mult din ea ca să câștigăm timp. Așa sunt și oamenii. Primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar la prima petrecere, prima ispită care vine de la cel rău, se leapădă de cuvânt, uită că n-au voie să facă lucruri care le distrug viața și mă refer la cei care în mod special se îmbată, la cei care se droghează, la cei care în mod special fumează și își atrag în ei suferințe care ulterior, îi vor dobori. Apoi, o altă parte din sămânță este cea care cade între spini. Oamenii sunt foarte încântați de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte încântați de faptul că au auzit lucruri noi și au găsit oameni noi, dar au grijă spinii. Spinii fiind cei despre care v-am vorbit, să-i înăbușe și să le spună: nu te duci acolo, nu te ruga. Și să întoarcă din drumul vieții pe omul care și-a propus să schimbe cu adevărat viața și să fie altfel. De aceea este atât de mare lupta aceasta între bine și rău, încât oamenii slabi de îngeri sunt ușor doborâți, iar oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat necondiționat sunt aceia care, indiferent cât de mare ar fi vântul sau furtuna și cât de multe piedici și cât de multe bârfe s-ar rosti împotriva unui om, în speță chiar eu, ei merg mai departe,
ei merg mai departe și cred în ceea ce văd, nu în ceea ce aud și își dau cu părere alții. Să nu uitați un lucru, dragii mei, că pentru mulți voi poate sunteți niște oameni minunați, sunteți oameni extraordinari, dar poate pentru la fel de mulți sunteți opusul a ceea ce numim partea frumoasă a lucrurilor. Pentru că am spus-o, repet și spun și insist, fiecare om vede în cel de lângă el ceea ce este el. Dacă vezi în cel de lângă tine un om fals, înseamnă că tu ești mai fals decât el. Dacă vezi în cel de lângă tine un om pe care tu îl consideri că vrea să te păcălească, înseamnă că tu la rândul tău păcălești. Pentru că noi suntem oglinda ceea ce credem despre noi și ce este mai dureros, că sufletului nostru îi acordăm cea mai puțină valoare. De aceea, oamenii ajung să se încurce în propriile vieți și nu de multe sau de puține ori ați spus, Doamne, dacă eram mai deștept cu 5 minute, ce bine aș fi reușit să-mi împlinesc ceea ce mi-am dorit. Doamne, dacă aș fi ascultat de ce a spus mama sau tata, sau dacă aș fi ascultat de ceea ce mi-a spus preotul sau duhovnicul la momentul respectiv, astăzi nu aș fi cunoscut supărările și necazul. Dar că se pare, și este real ce vă spun, că oamenii trebuie să treacă prin suferințe cumplite ca să înțeleagă, subliniez acest cuvânt, să înțeleagă cât de vulnerabil sunt și cât de ușor pot fi doborâți de cel necurat care se joacă cu mintea fiecărui om. Și eu n-am auzit un om pe care diavolul chinuie să fie fericit. Primul lucru care face sau îl determină pe om, necuratul, prin gura poate chiar a unor oameni aproape de Dumnezeu, este să-l scoată din mersul și drumul pe care și l-a propus și îl face să fie dezamăgit și să-și piardă credința. Un om își pierde credința atunci când nu o practică. Este o mare diferență între teorie și practică. Mulți vorbim, eu mă rog, eu postesc, eu fac, dau jertfe, eu. Cine ești tu, eu? Să ne amintim că la fel a făcut și fariseul care s-a dus în biserică și se lăuda că el dă zeciuială la biserică. El postește, el se închină și se roagă. Nu este ca vameșul care stă la ușă și care este plin de păcate. Vedeți, când vine vorba să judecăm pe cineva și repet și repet, nu merg mai departe să dau alte exemple decât propria mea persoană. Este atât de ușor să arunci cu venin și cu pietre într-un om care a zidit în sufletele a zeci și sute de mii de oameni sămânța bucuriei. Și dacă pentru ceva voi primi de la Dumnezeu un dar și o mulțumire va fi pentru faptul că am întors din întuneric multe suflete și făcându-l cunoscut pe Sfântul Pangratie, pe Sfânta Agnia, pe Sfânta Cecilia și pe toți sfinții de care eu vă vorbesc, Emidio, și Sfântul pe care îl veți cunoaște în luna martie și pe care Sfântul Pangratie îl cere, acești sfinți vor întări cetatea. Cetatea în care și-au ales să stea și să-i aștepte pe cei care, atunci când simt că nu mai pot, să vină să le ceară ajutorul.
Eu vă rog să căutați bisericile din această țară care sunt mărgăritare. Să mergeți la sfinții pe care avem ca binecuvântare dată de Dumnezeu. Avem în București pe Sfântul Dimitrie Basarabov. Îl avem pe Sfântul Grigore la Mănăstirea Bistriță. Sfânta Filoftea la Curtea de Argeș. Sfânta Tatiana de la Craiova, Parascheva de la Iași, a cărui oraș voluntari unde se află și Sfântul Pangratie. Este ocrotit de această mare sfântă și iubită de poporul nostru. Și să nu uitați că sfinții acolo unde sunt, inclusiv Sfânta Cecilia, Sfânta Familiei, deși este în Transilvania, în orașul Gherla, vă așteaptă ca cel puțin o dată în viață să treceți, să le spuneți oful și nemulțumirea sufletului vostru. Iar ei vă vor fi în ceruri mărturisitori ai jertfei și timpului vostru pe care l-ați dăruit lui Dumnezeu și lor ca dar pentru izbăvirea voastră. Vă încurcați viața mulți, ca să revin la subiect, pentru că nu credeți în ceea ce vreți. Vă încurcați viața mulți pentru că ascultați tot felul de sfaturi și recomandări care nu neapărat sunt valide, chiar dacă vin de la oameni pe care voi îi considerați speciali. Îi binecuvintez și le mulțumesc tuturor părinților, duhovnici, care sunt plini de bunătate și care niciodată nu v-au oprit atunci când le-ați spus că vreți să mergeți în pelerinajul de a-l vizita pe Sfântul Pangratie sau Sfânta Agnie. Îi binecuvintez și îl rog pe Dumnezeu să le dea har, spor și binecuvântare ca să vă poată păstori ani îndelungați în zile. Și totodată mă rog și pentru acei părinți care sunt plini de răutate și care încearcă să vă oprească și să vă încurce în drumul pe care voi vi l-ați propus de a descoperi calea sfinților, de a descoperi, de fapt, adevărata identitatea voastră prin lumea credinței și nu a alcoolului și nu a păcatelor și plăcerilor care sunt trecătoare și pe care oricum le-ați făcut cu vârf și îndesat și cred că ar fi timpul la un moment dat să vă opriți și să vă ocupați mai mult de voi și de familia voastră. Vorbeam de calea sfinților și aici vin din nou să vă rog. Să vă rog pe voi, cei care mă prețuiți, pe voi cei care mă iubiți, pe voi cei care de fiecare dată ați avut inima deschisă, să mă ajutați ca cel sfânt despre care v-am spus că vă voi vorbi în curând să poată ajunge cu bine în țara noastră și să vă ajute pe toți cei care astăzi pătimiți din cauza acelor oameni pătimași, alcooliști, acelor oameni răi, pentru că Sfântul care va veni este Sfântul ce luptă împotriva alcoolicilor, a celor care au patimi urâte și este cel care aduce liniște în casele unde există multă tristețe. Este strâns legat de Sfântul Pangratie. Este strâns legat și veți vedea într-una dintre emisiuni că nimic nu este întâmplător, că aceste coincidențe care
au legătură cu sfinții nu sunt la voia întâmplării, iar sfinții aleg locurile unde sunt primiți cu bucurie, cu dragoste și cu smerenie, fără regrete și fără văicăreli, așa cum mulți avem tendința de a ni le expune, încercând să judecăm și să ne pară rău că am făcut ceva pentru sufletul nostru. Rugați-L pe Dumnezeu să vă trimită în cale oamenii de care aveți nevoie. Să vă trimită în cale oamenii de care ei au nevoie de voi și voi aveți nevoie de ei. Să întâlniți oamenii cu care veți putea vorbi aceeași limbă. Adică să fie buni. Să fie împăciuitori. Să fie plini de Duhul dragostei și a iubirii. Și renunțați la cei care vă încurcă viețile prin sfaturile lor otrăvitoare și prin îndemnurile la ură și dezbinare, pentru că aceia nu l-au pe Dumnezeu. Aș vrea să vă spun lucruri mărețe pe care le aud zilnic de la oamenii care niciodată nu și-au pierdut credința în Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că cea mai mare pomană pe care voi o puteți face unui om sărac este să-i dați apă, să-i dați să mănânce și să-l îmbrăcați cu hainele voastre care le aveți în plus. Am văzut pelerini venind din toată țara la sfinți, la Sfântul Pangratie, la Sfânta Agnia, la Sfânta Lucia, la Emidio și Sfinții Apostoli. Prea puțin s-au gândit atunci când vin să aduc o floare. Știți, iubiții mei, că mergând la o biserică și ducând o floare la icoana Maicii Domnului, care iubește crinii, crinii sunt floarea pe care Maica Domnului a prețuit-o și a iubit-o. Și de asemenea și Sfânta Agnia. Când veți trece și veți merge în orice biserică din țară, oriunde, la orice mănăstire, la orice sfânt, și veți duce un buchet de flori, în florile pe care voi le dăruiți, veți regăsi gingășia, veți regăsi dragostea și prețuirea pe care voi o exprimați nu doar prin bani, lăsând un acatist. Parcă e prea mecanic totul. Ci prin aprecierea pe care o ai față de Sfântul la care vii. Și prin dragostea pe care tu o porți în suflet la cel care vii să-i ceri ajutorul, să-ți fie mijlocitor. Multe din problemele pe care le întâlnesc ascultându-vă sunt legate de cupluri. Cupluri care nu pot avea prunci. Cupluri care nu se înțeleg și se ceartă. Și familii care sunt destrămate, părinți care plâng pentru copiii lor. Și v-aș ruga să fiți foarte atenți la ceea ce vă voi spune în următoarele minute, ca să luați măsuri urgente de îndreptare și rugăciunile și dorințele voastre să devină realitate. În familiile unde sunt copii neascultători, primul lucru care trebuie să-l facă părinții este legat de spovedania lor
a bunicilor dacă trăiesc, iar dacă nu trăiesc, să le dea parastas pentru iertarea păcatelor neamului din care provin ambii, și mama și tata. Și după ce s-au spovedit și s-au împărtășit și s-au împăcat cu Dumnezeu, atunci pot să ceară ca fiul lor, necazurile lor, procesele lor, să se rezolve și să se împlinească dorința lor prin harul și puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru cei care vor prunci, fiecare partener, el sau ea, dacă a avut înainte de căsătorie sau de relația lor mai mulți parteneri, să aprindă o lumânare și să dea un prosop și să spună să fie de sufletul lui X, Gheorghe sau Vasile, cu care nu mai sunt, pentru a-i trimite sufletul în lumină și a te dezlega de păcatele și de trecutul pe care le-ai petrecut lângă el. O veți putea face asta la biserică, dându-le femeilor în vârstă sau oricui veți considera, dar să dați acest dar cu lumânarea aprinsă ca sufletul lui să meargă în lumină. Mulți preoți vor zâmbi, îi binecuvintez. Însă aceste lucruri nu le-am inventat, le-am aflat, le-am păstrat de la marele duhovnic al României pe care l-a avut această țară și care n-a fost prețuit în timpul vieții. Părintele Ioan Iovan, ce a fost la Plumbuita și ulterior la Mănăstirea Recea, unde are și acum mormântul. La fel, același lucru, să-l facă și soțul. Să-și amintească de păcatele tinereții, amândoi să vină să se spovedească și să se împărtășească. Și din acel moment, când se vor împăca cu Dumnezeu și cu trecutul, va veni și împlinirea dorințelor de a putea zămizli prunci care vor veni pe lume sănătoși, fără agățături de păcate ale neamului lor, ale străbunilor lor, pentru că nu se știe dacă străbunica ta sau străbunicul tău n-a făcut păcate atât de grele încât ele se vor transmite și vor fi moștenite până la șaptelea neam. Nu știi tu în care neam ești și al câtelea. Va fi greu, îmi vor spune mulți, nu e deloc greu. Zilnic, în perioada de pregătire pentru spovedanie, să se citească Psalmul 50. Este psalmul de căință, care are niște cuvinte atât de înălțătoare ce pot fi de folos pentru oamenii care vor să schimbe viața. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge, fără de legea mea, șterge-mi păcatele. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Nu poți să ceri acestui univers și nu poți să-i ceri lui Dumnezeu să-ți dea acest dar al dragostei voastre numit pruncul și să vină și sănătos câtă vreme păcatele voastre sunt nerezolvate și trecutul vostru este incert. Au fost mulți tineri care au venit, s-au spovedit și după care au dispărut. Exact ce vă spuneam de sămânța care a căzut între spini, a fost înăbușită credința lor de cei care și-au dat cu părerea că nu e bine ceea ce fac și le-a încurcat viața și propriul lor mers în viață. Au venit oameni după 3 ani de zile, din ziua în care m-au cunoscut și au spus, părinte,
Regret enorm că am ascultat de sfaturile unora care mi-au spus să nu vă mai caut. Și astăzi sunt în aceeași situație în care eram acum 3 ani. O altă colegă de-a mea n-a ținut cont. A zâmbit, a râs și a zis că e normal că acolo unde are pomul roade să se dea cu bota, cu bâta. Și astăzi este fericită și este la casa ei. Să-mi spuneți unde am greșit. Iar în urma acestei discuții am hotărât să realizez această emisiune cu cei care vă încurcă viața. Unde ai greșit, ai greșit ascultând de oameni care sub chipul zâmbetului blând te-au întors din drumul tău de a-ți găsi și de a-ți izbăvi neamul și de a te izbăvi pe tine de răul pe care îl ai. Multe mituri și povești se nasc în spatele meu, să nu le credeți. Așa se nasc și despre oamenii mari. Eu sunt un om păcătos, care m-am întors la Dumnezeu. M-am întors la Dumnezeu și m-am căit, așa cum cei care astăzi sunt sfinți în ceruri au fost iertați. Și mă refer la Maria Magdalena, la Ciprian cel Sfânt, la Ștefan cel Mare și la alții de care ați auzit. Pentru că mintea noastră nu trebuie să rămână la ce a făcut acel om atunci, pentru că nu la el te raportezi, ci la ceea ce este astăzi prin voia și cuvântul și puterea lui Dumnezeu. Dar răutatea este mai presus de iubire de multe ori la cei care se hrănesc din ea. De aceea am spus-o și în alte emisiuni, avem în jurul bisericii mulți vecini răi care pe lângă faptul că mă bârfesc și bârfesc biserica, fac păcate grele pe care le vor plăti într-o zi. Dar eu îl rog pe Dumnezeu să-i ierte și să-i întoarcă cu bunătate. Pentru că atunci când ai iertat un dușman, i-ai luat puterea. Și nu se vor mai putea atinge de un fir de păr al tău cei care s-au pregătit și se pregătesc să arunce cu veninul răutății lor. Astăzi vă mulțumesc pentru faptul că ne rugăm împreună și aș vrea să ne rugăm și acum și cei care veți putea să treceți, să ne vizitați și să participați la Calea Sfinților, lăudându-L pe Dumnezeu și fiind pomeniți în rândurile ctitorilor, miluitorilor, ostenitorilor și făcătorilor de bine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să fiți binecuvântați. Dumnezeu să vă înțelepțească și să vă dea spor, har și binecuvântare. Doamne ajută!